proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Biserica Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare din Calea Victoriei, privită din exterior, are un aspect des întâlnit la bisericile din Muntenia. Însă, odată ce intri, privirea îți este atrasă de catapeteasma unică, originală, cu trei registre triunghiulare verticale albe și înnobilate cu modele curbe sau frânte, aurii, ce sugerează influențe occidentale gotice. În partea din stânga a naosului se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ferecată în metal argintat din anul 1815. Se presupune însă că pictura este mult mai veche. Alte sfinte odoare se află într-un baldachin din lemn sculptat și împodobit cu foiță de aur. Într-o raclă de argint aurit, aflată în baldachin, împodobită cu safire, smaralde, granate, rubine și topaz, se află un fragment din Sfânta Cruce de lemn a lui Iisus Hristos, cea pe care, răstignit și umilit, avea să ia asupra sa păcatele întregii omeniri. Acest fragment din lemnul Sfintei Cruce a fost adus probabil în secolul XVIII de un egumen, un stareț al mănăstirii Dohieriu din Sfântul Munte Athos, cu o serie de părcei din Sfinte Moaște care se regăseau în aceeași copertă relicvariu, și anume părcile de la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de la Sfântul Trifon, de la Sfântul Teodor Tiron, de la Sfinții Elefterie și Haralambie, de la Sfânta Muncință Paraschevii. Tot în acea raclă pe care am confecționat-o în anul 2011 se regăsesc și o părcică din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul. Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Calea Victoriei are o istorie bogată. Biserica Sfântul Vasile cel Mare, numită și Victoria, este o biserică care provine din secolul XVII, probabil. Aici, în locul acesta, a fost prima dată o biserică din lemn. În secolul XVIII este pomenită în catagrafiile și hărțile cele mai vechi. Știm că în 1815 este pomenită ca biserică din zid. Acea biserică din zid se ruinează undeva la 1838, în urma unui cutremur, care a variat foarte multe biserici din București, iar la 1847 este construită cea de-a treia biserică, e vorba de biserica în care ne aflăm și noi astăzi. Biserica aceasta a străjuit cartierul secole, astfel încât la un moment dat, în secolul XVIII-XIX, este numit cartierul Mahalaua Sfântul Vasile din culoarea galbenă. Cu binecuvântarea Prefericitului Daniel, Patriarhul României, recent biserica a primit un nou hram într-o cinstire a Sfântului Odor pe care îl adăpostește, și anume înălțarea Sfintei Cruci, prăznuit la fiecare 13 și 14 septembrie, sărbătoare care adună o mulțime impresionantă de credincioși. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.